Luni, absolvenții de clasa 8 au susținut prima probă a evaluării naționale la limba și literatura română. Emoțiile elevilor au continuat și miercuri când au avut cea de-a doua probă la matematică. Ce notă ai obținut? 8,61 la mate și 7,65 la română. Te așteptai? Nu. Credeam că iau mai mic. Cum au fost subiectele? Ce și ce? Grele, puțin grele. Unde ai vrea să dai? În sportiv. Am așteptat la această notă. Cum s-au fost subiectele? Nu, dar când vreți, nu se mai pare așa. Se pare că examenul la matematică le-a creat ceva probleme viitorilor liceeni. În ciuda acestui fapt, se pare că absolvenții de clasa 8-a s-au descurcat și au obținut note destul de bune. Astăzi, încă de dimineață, elevii au mers la școlile unde au susținut examenul în așteptarea rezultatelor. Unii elevi nu se așteptau la notele mari obținute. Da, foarte mulțumită. Ce notă ai obținut? Păi la proba la română am obținut 9,40 și la matematică 8. Te așteptai la? La matematică nu mă așteptam, dar la română da, mă așteptam. Da. Cum s-au părut subiectele? Subiectele au fost destul de complicate, dar la română a fost mai greu, la mate a fost mai ușor. Subiectul 3 a fost la matematică complicat. Te-ai pregătit mult pentru acest examen? Da, m-am pregătit foarte mult. Unde ai vrea să dai? Ai vrea să dau la Spiru Haret. Cine te-ai dat? 9,60 română, 9,50 mate. Te-ai pregătit mult? Da, am învățat. Subiectele grele? Da, au fost grele. Te-ai descurcat? Poftiți? Te-ai descurcat? Da. Până la urmă am reușit să iau note bune. Te așteptai la notele astea? Da, adică mă așteptam la o notă mai mare așa. La ce liceu vrei să mergi? Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 27 iunie după rezolvarea contestațiilor.